ziua, astăzi vom vorbi despre respirația la plante și știm din lecțiile anterioare că respirația este o funcție de nutriție a organismului, la fel ca și circulația, excreția și digestia, prin care se obține energie. Dacă plecăm la o substanță organică oarecare, să spunem glucoza, în prezența oxigenului, această substanță este descompusă complet până la dioxid de carbon, apă și energie. Și această respirație celulară are loc în mitocondrie, în fabrica de energie a unei celule. Cu cât un organism are nevoie de energie mai mare, cu atât el va respira mai intens pentru a acoperi această energie. Pe baza acestei ecuații scrise foarte simplu aici, sunt folosite trei procedee de evidențiere a respirației care țin cont de consumul sau de producerea de substanțe. De pildă, consumul de oxigen. Deci vedem că se consumă oxigen. Dacă în acest vas punem semințe la încolțit, când semințele încolțesc, respirația lor este intensă, și venim, deci a fost vasul acoperit și apoi venim cu o flacără, pentru că semințele au respirat aerob, au consumat oxigen, în momentul în care introducem aici o flacără, se va stinge. Foarte simplu, nu? Știm că oxigenul este gazul care întreține arderea, în lipsa oxigenului flacăra se va stinge. Un al doilea procedeu de evidențiere a respirației la plante este bazat pe eliminarea, pe producerea de dioxid de carbon, așa cum vedem din ecuația anterioară. Dacă în același recipient, da, cu semințe, închis etanș o perioadă, ulterior introducem un tub de sticlă în U și introducem într-un alt vas care are var stins hidroxid de calciu. Ce se întâmplă? Dioxidul de carbon de aici va fi condus, e un gaz, deci nu e nicio problemă să fie condus ușor în recipientul cu hidroxid de calciu. Și în acest caz o să aibă loc o reacție de combinare între hidroxidul de calciu sau varul stins și dioxidul de carbon. Vom obține, așa cum știți la chimie, carbonatul de calciu sau calcalul care se depune, este de culoare albicioasă. Un alt procedeu de evidenție a respirației la plante se bazează pe consumul de substanță organică. Noi știm că în orice ecuație chimică, ce am în stânga, sunt produse reacții, sunt reactanți, sunt consumați, pe când în dreapta am produse reacții, aceștia sunt produși. Deci, consumați, produși. Cum facem în acest caz? Înainte de a pune semințe la încălzit, la încolțit, scuzați, se cântăresc și obținem o anumită masă. După ce lăsăm la încolțit aceste semințe, ele vor face respirații de tip aerob și în această respirație se consumă substanță organică. Substanță de unde? Din aceste semințe. Vom cântări din nou semințe respective și vom obține o masă M2. Evident, dacă ar fi să comparăm cele două mase, prima este mai mare, da? Pentru că prin respirația de tip aerob s-a consumat din substanța organică. Care sunt factorii care influențează respirația la plantă? Avem factori interni și factori externi. Dintre factorii interni, cantitatea de substanță organică care se găsește în planta respectivă. Este evident un proces, este un factor care influențează direct proporțional respirația. Ne gândim la plantele cu frunze verzi expuse la soare și care au condiții optime de dezvoltare, având substanță organică optimă, respirația se realizează fără probleme. Un alt factor intern este gradul de hidratare. Cu cât celulele sunt mai hidratate, respirația este mai intensă. De asemenea, direct proporțional influențează respirația. Vârsta. Cu cât organismul este mai tânăr, celulele mai tinere vor avea o respirație mai intensă, un metabolism mai bun, o energie mai bună. Deci pot spune că vârsta influențează invers proporțional respirația. Vârsta crește, iar respirația este diminuată. Programul genetic. Da, în fiecare celulă a plantei există informație genetică, ca și în celulele noastre. De pildă, când fructele se coc, celulele din fruct intră într-o deshidratare
intensă, chiar dacă mediul este umed. Sau în timpul iernii, celulele din tulpini, din rădăcini, vor avea un metabolism mai lent, o respirație mult mai slabă. Factorii externi care influențează respirația la plante sunt temperatura. De regulă, plantele încep să respire, celulele din plante, la 0 grade Celsius și direct proporțional va crește respirația până pe la 35 de grade Celsius. Conifer, de pildă molidul, poate să înceapă respirația la minus 5 grade Celsius, dar majoritatea încep la 0 grade Celsius. Dioxidul de carbon are efect inhibitor asupra respirației, iar concentrația de oxigen, ca plantele să respire, cele din plante să respire aerob, avem nevoie de un minim de 5% oxigen, va crește apoi treptat până la 21%, care știm că este concentrația oxigenului din aer, și poate să crească în condiții îmbogățite cu oxigen până pe la 50%. Ulterior, enzimele sunt alterate și respirația se oprește. Un ultim factor foarte interesant este prezentat de factorii mecanici. De pildă, atunci când este tăiată iarba, cositul ierbii, da, fânului, s-a constatat că iarba respectivă, este fânul, se încălzește. De ce? Celulele din iarba tăiată vor respira mai intens, nu înțeleg ce se întâmplă, vor respira mai intens, vor produce energie, care energie se transformă în energie calorică, în căldură. Și de aceea fânul trebuie întors, aerisit, pentru a se obține un fân de calitate. Cam aceasta pentru astăzi. Vă mulțumesc!